Putinașilor, astăzi trebuie să scăpăm de călugărița nebună, adică de Evil Nan. O avem acolo în dreapta și desigur suntem pe Roblox, așadar o să dau acum play și hai să vedem ce o să se întâmple. Cum putem noi să scăpăm de această călugăriță și de ce vrea să ne prindă. Hopa, unde suntem, frate? Avem 12 minute ca să scăpăm. Stai ce? Ușile sunt închise cu lacăte. Mama mia! Și hai să deschidem atunci dulapurile să verificăm, să vedem dacă putem să găsim ceva. Am putea să o luăm pe gaura asta de aerisire? Oh, și-am dat exact de călugărița nebună, bro! S-a pus pe burtă și vine după noi? Serios? De aleargă? Asta putem să o deschidem ușa? Da! Hai să plecăm frate de aici Mamă Și a zidit pereții Oh no Avem nevoie de un fel de ciocan Sau ceva de genul ăsta Ca să dărâmăm pereții cred Holy mama Oare unde o fi pus ciocanul bro Deci pe acolo nici nu putem să ne urcăm Și vine după mine că călugărița... I-am închis ușa am bot Și hai să vedem dacă reușim să scăpăm Pe undeva Ok ok Mă leargă de buna. O să mă duc pe partea asta O să închid din nou ușa în față. Și uh, ce e cu copilul ăsta ciudat aici, bro? Și de ce are o șurubelniță acolo? What? Wow, ia uitați-vă și voi la călugărița nebună. Nu vrea să mă ajute copilul ăsta creepy? Dar hai să ne mai uităm pe aici Uuu, de asta aveam nevoie ca să sparg zidurile Hai să încercăm să spargem zidurile dacă putem Însă nu știu dacă avem vreo șansă să scăpăm de această călugăriță Unde erau zidurile alea, frate? Pe aici, pe undeva, cred că erau, nu? Uh, cred că prin partea asta Hai să deschidem ușa Nu, băi, aici e un seif avem nevoie să spargem zidurile, bro! Unde erau zidurile acelea? A, uite acolo. Gata, am văzut zidurile și ușa asta se deschide. A, aici avem nevoie de o rangă. Hai să spargem asta totuși. Bun, ăla am spart cu pica, asta nu poți să-l spargi, ok. Ok, deci doar un singur zid. U, și avem aici dinamită. Ce mai avem? Atâta doar? Avem doar dinamita, bro Păi și ce facem cu dinamita? Gen, asta putem să lăsăm aici Luăm dinamita, dar Ce facem cu ea? Adică ne ajută la ceva dinamita asta? Ce am putea să spargem cu ea? Uh, poate asta nu Ok, nu știu dacă mă lasă Să sparg ceva cu dinamita asta, frate uh, Hai să mergem În zona asta și să verificăm Aici e o ușă din nou Boi! E asistenta călugăriței și doarme. Mamă, avem aici golden key. What? Hai să lăsăm dinamita și să încercăm să furăm golden key. Oh, nu putem să o luăm. Ok, păi și cum am putea să luăm cheia? Ține mâna pe ea și nu ne lasă. Trebuie să-i punem dinamita gen? Habar nu am cum putem să o distragem, bro. Oh, nu, no, cum putem să o distragem pe asistenta călugăriței? Serios, nici de măcar n-am mai văzut-o pe călugăriță. Deci asta nu putem să-l spargem. Hai să vedem, poate trebuie să punem bomba undeva, nu știu. Presimt eu că ar trebui să facem asta. Ce e cu ușa asta, asta nu putem să o deschidem. Uh, pe aici putem să mai facem ceva chestii Oh nu, no! vine că turbată după noi, frate Lăsați-o să vină Lăsați-o să vină că o să închid ușa în Nas. A, a intrat prin ușa. Serios cum a intrat prin ușa, frate? Deci am închis ușa în față și a intrat prin ușa. Nu pot să cred asta. Ne-a dat mare țeacă. Aici avem ceva de făcut, nu cred. Hai să mergem și prin partea asta. Și uh, ok, avem un ceas. Și ce putem să facem cu ceasul ăsta, Gen? mă, unde am putea să punem ceasul ăsta. Oare putem să-l punem aici? Nu știu unde trebuie să pun ceasul, bro. Nici măcar nu știu dacă trebuie să folosesc ceasul. Ok, cred că o să las aici și ceasul. Și acolo sunt camerele care nu funcționează aparent, mai avem încă 7 minute să ne dăm seama ce se întâmplă. Și că lugarița stat turbată, văd că fuge după noi, bro. Cred că a prins pe cineva acolo. Hai să plecăm. Hai să o luăm prin partea asta la altă. Oare putem să ieșim afară puțin? Aici ce avem o sticlă. Asta e un dulap ruginit. Avem o scăriță acolo, dar nu cred că duce niciunde. Pot să mă orc pe scara? Ba da, bă. Pe asta, de exemplu, pot să mă orc. Am luat și ăsta și ce ar trebui să sap? Generatorul. O, oh, aici ne trebuie benzină pentru generatorul ăsta. Păi și benzina unde ar putea fi? Hai să vedem dacă putem să găsim ceva de săpat. A, aici. Ok. Hai să săpăm puțin și am găsit cheia MOV. Uh, cheia MOV. Mai jos și pe mine cu cheia MOV, frate. Salutare! Salutare de Nu știe că sunt aici, bro. Ai uite și tu. Cred că se uită după persoana cealaltă. Ok. <laughs> nu mă vede nebunatica nu are nicio treabă E cam oarbă, băi, călugărița asta torbată A, uite aici se folosește cheița MOV Și acum pot să deschid un lacăt Dar mai avem nevoie de o cheiță Care nu știu unde este efectiv Oare unde ar fi cealaltă cheiță, bro? Uh, hmm. Hai să încercăm să o găsim Mergem și pe gaura asta de aerisire Sunt o grămadă de găuri de aerisire aici uh, Aici am verificat totul în partea asta. Nu mai putem să mai dărâmăm niciun perete. Deci avem nevoie de Golden Key cu siguranță. Dar cum am putea noi să facem asistenta călugăriței să plece? Pentru că efectiv nu știu cum am putea să o facem pe tipa aceasta de aici să plece, bro. Ar trebui să facem cumva galăgie sau ceva, nu știu. Sper să nu ne țin aici călugărița pentru totdeauna. Uite-vă că stai aici încă. Nebunatica... Băi, m-a prins că m-am apropiat de ea. Serios, frate. Nu pot să cred. Aveam și dinamita în mână. Băi, deci doar m-am apropiat de ea mai tare și m-a prins. What? Hai să ne mai uităm o dată pe aici, pe sus. Poate mi-a scăpat ranga pe aici. E acolo și... Hărlețul gen, generatorul. Avem nevoie de benzină. Uite, ăsta l-a pus aici acum. Aparent se și sunt random Ok Sau poate l-a luat uh, vreo persoană Și l-a pus acolo Mama mia Deci chiar nu putem să scăpăm de călugărița asta nebună Și văd că a rămas acolo gen Adică nu s-a mai mișcat Dar efectiv nu putem să scăpăm de ea Nu avem nici măcar o șansă Pentru că nu știu unde sunt toate-toate lucrurile Băi Chiar nu știu cum să scap de aici E foarte greu jocul ăsta. Poate ar trebui să o pun pe aici, pe undeva. Ia să vedem. Asta pot să iau de aici, dar nu știu unde ar trebui să pun scara aici, poate? ah, nu. Băi! Am murit, am pierdut! Da, frate, aparent nu am avut nicio șansă să scăpăm din păcate pentru că nu știu unde trebuia să pun scara și dinamita. Dacă voi știți să-mi scrieți acolo în comentarii și cu siguranță o să vă mai joc acest joculeț. Să nu uitați să rupeți butonajul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Papa. Pa!